Toată lumea în picioare. Intră domnul judecător. Stai jos. Da. Vă rog, domnul procuror, despre ce este dosarul? Corupție, deci, da? Da, domnul primar a furat, am înțeles. Ia, stai puțin. Furt, zici? Și a furat de la tine, mă? Cum, n-a furat de la tine? Bă, n-auzi ce te întreb, a furat de la tine, mă? De la buget? Păi și atunci de ce te bași, mă, tu? Gură! 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 De-aia, bă, nu merge nimic în țara asta. Că vă băgați toți în seamă. Auzi, n-a furat nimeni nimic de la el. Dar vine el să acuze oamenii. Să facă scandal aici, la mine în sală. Să se dea în spectacol. Gata! Gata. M-am calmat, da. M-am calmat, nu vreau să-mi stric ziua. Și ziua asta. Ok. Deci, domnule avocat, ce aveți de spus? Domnule judecător, clientul meu n-a furat. N-a furat? Cum n-a furat? N-auzi, mă, că omul ăla, procurorul, zice că a furat? De ce ăla zice că a furat? Tu zici că n-a furat, ați nebunit? Păi e clar că unul dintre voi minte. Mă, tu minți? Nu, nu mint. Bă, cum nu? Înseamnă că tu! Bă, voi ați venit să mă faceți cu capul? Jandarm, te rog frumos! Pune mâna pe ei, cătușele. Unul dintre ei minte. Ce a zis? Hai să-l mințim pe prostul ăsta. Bă, ori a furat, ori n-a furat. Vă las jumătate de oră, ieșiți pe hol, puneți-vă de acord și veniți să-mi explicați ce s-a întâmplat acolo, Doamne, Maica Domnului. Afară! Tu, inculpat, ce ești? Primar, da? Îți place, mă, ce ai făcut? Să-ți fie rușine. Du-te acolo, la colț! La colț, acolo să stai până vine ea de afară. Așa. Nu, gata, m-am calmat. Sunt ok, sunt foarte ok, sunt cel mai ok. Următorul dosar. 224/2014. Ce avem aici? A, mi-aduc aminte. Consilier municipal, mită, 5.000 de euro primiți de la... Da, deja l-am audiat. El zice că n-a luat 5.000 de euro. Cum, bă, n-ai luat? Că te-au prins cu banii în mână marcați. Bă, tu mă iei la mișto, faci mișto de mine? Am față de dobitoc extraordinar, dacă nu... Ai venit să mă iei la mișto? Bă, băiatule, am făcut 5 ani de box în tinerețe. Dacă vin la tine, te scop prin geamurile alea. Gură! Știu. Îmi spune și psihologul, fără violență. Păi fără violență, fără, da? Cu minciuni, cu bătaie de joc, cu vrăjeală, de asta, cât să reziști, mă, cât să reziști? Deci nu vreau să mă enervez, da? Chiar nu vreau. Am fost calm până acum, da? Simt că mă ia așa de la cap, înțelegi? Afară! Toată lumea afară! Afară! Bă, ieșiți toți imediat! Jandarm, dă-i mă poștia afară, mă, extraordinar! Gata. M-am liniștit, de fapt nici nu mă enervase, m-am... Am așa un tonus mai ca lumea, energie. Am băut 3 ceaiuri verzi înainte și am mâncat o ciocolată neagră, 5, știu, nu trebuia, dar sunt calm, sunt foarte calm. Pe bune, fraților, nu mai pot. Uite unde m-au adus. Lupte, bă, tată, lupte multe cu anticorupția asta. Sute, mii de dosare în fiecare zi, nu mai pot. Și dă-i și luptă, și luptă, și dă-i. Și suntem cam bazme, nu vedeți? Tu-i tai un cap corupției, îi cresc imediat 10, mai mari, mai urâte. Îi trimis la pușcărie pe hoți, de acolo vin și mai răi, și mai hoți. În politică, în instituții, la fel, nu vedeți? Copiii securiștilor noștri vor fi securiștii copiilor noștri. Și noi în justiție, na, și noi la fel ca societatea, judecători care mai au o șpagă, procurori care mai au o șpagă, politicieni și ziariști care ne acuză că, vai, suntem cu statul paralel și pătrat și paralelipedic și că...
Și atunci mă întreb, eu, ca judecător, nu cumva e ceva greșit? Nu cumva zicem că facem curățenie, dar de fapt facem mizerie? Nu cumva mergem la vot și votăm nu cum ne-ar dicta creierul, ci după cât de tare îi urâm pe unii și pe alții? Nu cumva le trecem unora cu vederea atâtea și atâtea mizerii doar pentru că nu ne place de ceilalți? Nu cumva în adâncul nostru știm că suntem pe un drum foarte, foarte greșit, dar ne spunem, bă, măcar ne răcorim? Nu cumva în paralel cu lupta asta împotriva corupției, pe care, da, n-avem voie să o abandonăm, avem nevoie de educație, avem nevoie să băgăm banii în școli și în profesori, în copiii ăștia care ne duci la școală, ne pregătiți pentru viața asta din ce în ce mai grea, peste câțiva ani vor ajunge să dea în cap pentru o bucată de pâine? Și când te gândești că odată de mult aveam și noi un vis, să facem o țară normală. Dar ce țară să faci când ai de ales doar între hoți și proști? N-avem, tati, nicio șansă. Vin ai noștri, pleacă ai noștri, noi rămânem tot ca proști. Temisico? Temisico? Grefiera, e nepoata mea, am botezat-o după zeița dreptății. Pune-mi și mie, dragă, bucata asta de carne, că uite, da, cred că e gata, e făcută, e tot ce trebuie aici, am pus ca lumea, știi că mie îmi place un pic mai sărat și... Da, auzi, te rog frumos, Temisico, nu în sânge, nu în sânge, că m-am săturat de sânge, fă-o bine.